Un adevărat show de arte marțiale a avut loc în capitală. Marele maestru americanul Haikon și-a etalat maestria în fața la sute de copii și tineri care au venit să învețe din experiența acestuia. Evenimentul a fost organizat de către Federația Sportivă Națională de Luptă Grodo din Republica Moldova. Cuiul bătut cu mâna într-o bucată de lemn și scos mai apoi cu dinții a fost trucul care a impresionat cel mai mult spectatorii și mai ales copiii. Da. Haikon este campion mondial la sparring și totodată președintele Federației de Taekwondo și Artelor Marțiale din Statele Unite. Acesta a venit în Moldova pentru a promova acest gen de sport și beneficiile pe care le poate aduce acesta. Martial art is very important, very strong, important, but more important is gentle mind, strong body, kind. Martial art people anytime. You very nice, and everybody nice you. That meaning your life is very happy. That is very, very important. Este o artă marțială care conține mai multe elemente din diferite tehnici din diferite arte marțiale, cum Kung Fu, Judo, Aikido. Și ca idee este MMA, noi zicem Mixed Martial Arts, dar aici este adică combinație de arte marțiale doar pentru autoapărare, nu pentru a ieși și a lupta cu cineva. Aflat pentru prima dată în țara noastră, marele maestru Haikon a primit distinția de doctor honoris causa Universității de Stat de Educație Fizică și Sport din Moldova, unde a avut loc și evenimentul.